Mergem la DNA Ploiești, doamnelor și domnilor. A ajuns Ana Maria Pătru împreună cu bunica acesteia de 90 de ani, citată în dosarul nepoatei sale, spunea Ana Maria Pătru, că a venit de la 400 de kilometri distanță bunica din Vâlcea. Știți unde ați venit? Știți unde suntem și de ce ați venit? Știu de ce. Am venit și eu aici, că așa îmi vine să și plâng. Hai. M-am venit de acasă. La... Să văd și eu ce-a făcut DNA-ul, că mi-a nenorocit copilul. Hai, hai. Ce o să le spuneți anchetatorilor? Ce să le spun? Le spun așa în felul următor, că vreau să trăiesc, să văd și eu pe DNA care și-a bătut joc de copilul meu, să-i văd și pe ei la pușcărie. Hai, gata, haideți, mă rog. Sănătate! Bunica de 90 de ani a fostului șef al AEP, Autorității Electorale Permanente, doamnelor și domnilor, este citată în dosarul în care Ana Maria Pătru este acuzată de procuror că ar fi folosit bani obținuți pe rețeaua Irina Socol pentru a investi în proprietatea pe care o deține în voluntari. Ia e venit copiii din pat și n-au adus aici. Stai, stați cu încurcați. Stați ușor, ușor cu cablurile, măi. Gata, lasă-l pe la jos, să poată treacă. Unde ți-e legitimația? Doamna Pătru, este și o ambulanță aici. A solicitat cumva asistență pentru bunica? Da, bineînțeles. Nu s-a întâmplat niciodată, nici pe timpul războiului. Sunt veteran de război. Soțul meu a fost veteran, soție de veteran de război. Și nu s-a întâmplat niciodată ceea ce s-a întâmplat cu DNA acum, care mi-a nenorocit copilul. Ați solicitat ambulanța? Da, avocații au solicitat ambulanța. Hai să vă spun. Haideți, vă rog. Da. E o situație totuși greu de înțeles, doamnelor și domnilor, de ce un om de 90 de ani aflat în aceste condiții trebuie să se prezinte la audieri, de ce nu poate fi găsită o altă modalitate de a fi audiat un astfel de om aflat în această situație dificilă, după cum o vedeți deplasându-se pe bunica celei pe care procurorii au arestat-o, au eliberat-o, au chemat-o acum în... Într-un nou dosar a obținut din nou în instanță ridicarea interdicției de a părăsi țara. Procurorii recurg la aceste măsuri în ultima vreme și copilul, fetița de 16 ani a procurorului Mihaela Iorga, vă aduc aminte, a fost sunată pentru a se lua legătura cu mama când se afla la ore, la școală. Apoi mama procuroarei Mihaela Iorga Moraru a fost sunată de asemenea. Bogdan Chirac este cu noi la telefon. Vom intra în dialog în scurt timp și cu corespondentul nostru Cristian Georgescu în legătură cu cele două